Pentru că în timp ce țara fierbe, am văzut la propriu, în laboratoarele puterii se croiesc scenarii pentru alegeri. Din ce în ce mai multe și mai detaliate, liberalii, de exemplu, iau în calcul varianta unor alegeri prezidențiale anticipate. Asta în cazul în care Klaus Iohannis ar demisiona pentru a ocupa locul lăsat liber de Charles Michel în fruntea Consiliului European. Dacă Iohannis ar demisiona în vară, guvernul ar trebui să organizeze în cel mult 3 luni alegeri pentru cea mai înaltă funcție în stat, alegeri pe care unii liberali și le-ar dori comasate cu cele locale. Revenim la sociologul Vladimir Ionaș. Domnule Ionaș, iată, nici bine nu a început 2024, anul în care sunt programate alegeri de tot felul, că au și apărut primele scenarii în plan politic. E realist să vorbim în acest moment despre scenariul în care președintele Klaus Iohannis demisionează pentru a lua locul lăsat liber de Charles Michel în fruntea Consiliului European? Scenarii vor exista. Acest scenariu cu alegerile anticipate s-a tot discutat inclusiv anul trecut, cu alegerile anticipate, cu alegeri cumulate, unite, două tipuri de alegeri. Evident că ar fi în interesul partidelor mari să existe niște alegeri prezidențiale cumulate, fie cu localele, fie cu parlamentarele, pentru că interesul celor din teritoriu este mult mai mare pentru aceste alegeri și atunci le-ar fi mai ușor să gestioneze o astfel de campanie electorală. Deci, dar ar putea fi acesta scenariul în care liberalii ar forța mâna PSD de a comasa alegerile locale cu cele prezidențiale? Eu vă spun sincer, mă îndoiesc de validitatea acestui scenariu, și anume cu plecarea președintelui pe o funcție în străinătate ca urmare a unei demisii din funcția de președinte. Eu nu pot să concep o astfel de plecare a unui președinte. M-am uitat, cel puțin în ultimii 30 de ani, eu n-am găsit niciun președinte al unei țări occidentale care să demisioneze fiind ales, după ce a fost ales de milioane de oameni, pentru a pleca pe o funcție care, să fim sinceri, pentru cei mai mulți români nu înseamnă mare lucru, da? Președintele Consiliului European nu e președintele Comisiei. Sau. E o funcție care nu înseamnă extraordinar de mult și ar fi o lovitură dată electoratului din România. De aceea eu mă îndoiesc că va exista un astfel de scenariu. Cât despre cumularea unor alegeri, aici ține de negociere politică, de cum vor reuși partidele să înțeleagă și să ajungă la un consens. Evident că există argumente pro, argumente contra, dar, repet, aici e o discuție care ține strict de modul în care guvernul va organiza în acest an alegerile și cum vor reuși să negocieze între ele partidele care își propun acest lucru. Sociologul Vladimir Ionaș, mulțumesc foarte mult!